Prezentarea situației economice a României de către primul ministru Dacian Cioloș a fost urmată de reacțiile liderilor grupurilor parlamentare. Pe de o parte, copreședintele liberalilor, Alina Gorghiu, a apreciat activitatea executivului și a insistat pe continuarea proiectelor guvernamentale. Pe de altă parte, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a criticat rezultatele economice prezentate de premier. Tonul discuțiilor l-a dat însă președintele social-democraților, Liviu Dragnea, care a acuzat cabinetul Cioloș de incompetență. Eu aș fi sperat ca astăzi să aud o radiografie, o analiză chirurgicală a realității, și cu bune și cu rele. Practic, astăzi am aflat, ca și dumneavoastră, că timp de un an de zile n-au făcut nimic. Compania Națională de Drumuri, pe care o lăudam mai devreme, importă sare, deci ia sare din altă țară, de 67 de milioane de euro. Sarea din România nu mai e bună. România, tot în acest mandat, importă uraniu din Canada. Bineînțeles că mina unde se exploatează uraniu se va închide, iar cea care trebuia deschisă, bineînțeles că nu s-a deschis. A vorbit despre faptul că au avut în vedere stimularea exportului. Foarte adevărat. Deficitul de concurent a crescut de 7 ori față de guvernările Ponta, de la 0,37 miliarde la 2,5 miliarde. Asta arată că exportatorii români au fost lăsați în voia sorții. Pe lângă gestionarea economiei, au fost criticate atât situațiile din sănătate și agricultură, cât și funcționarea democrației românești. Discursurile parlamentarilor au fost însă dominate de replici politicianiste, premergătoare campaniei electorale. Domnul Cioloș nu a vorbit în limba română. A folosit limba tehnocraților, o limbă care sună străin și o limbă care este ruptă de realitate. Din păcate, astăzi, cuvântul tehnocrat, tehnocrația a devenit sinonim cu incompetență. Și așa cum a spus, parafrazându-l pe domnul președinte Iohannis, și incompetența ucide. Eu limba dumneavoastră, să știți, domnule prim-ministru, am înțeles-o și cred că ar trebui să le recomandăm tuturor celor care n-au înțeles nimic să mai facă un pic de școală, că poate data viitoare pricep discursurile dumneavoastră în Parlament. Niciodată nu doare, puțină școală în plus, să știți. N-am auzit altceva astăzi din partea liderului PSD decât ce bun și frumos a fost PSD la guvernare. Și ce rău este guvernul Cioloș. Credeți-mă că nici nu era nevoie să vină PSD-ul în Parlament astăzi și să țină un discurs pentru că ar fi putut să se uite în oglindă și să întrebe, oglindă, oglinjoară, cine este cel mai mitoman partid din țară? Ședința noastră comună de astăzi marchează eșecul total al singurei acțiuni politice puse în operă de președintele Iohannis de la instalarea sa în funcție. Acțiunea cunoscută sub numele de Guvernul meu, care face parte, după cum știți, din programul România lucrului bine făcut, cu care au fost păcăliți românii în anul 2014. Eșecul acțiunii prezidențiale poate fi cuantificat și, iertați-mă, o spun cu regret, ca fiind la puterea a doua. În primul rând, a distrus o guvernare bună, bazată pe PSD și ALDE, sub conducerea domnului Victor Ponta, guvernare care îmbunătățise substanțial situația românilor, condițiile de viață și modul în care funcționează mediul economic. Iar în al doilea rând, a înlocuit-o cu o echipă alcătuită aproape fără noimă, parcă luată din cartea de telefon, lipsită de competențe, ceea ce a dus la un regres resimțit de toți românii. Discursuri acuzatoare la adresa guvernului au avut și liderii grupurilor parlamentare UNPR și UDMR. Reprezentantul grupului minorităților naționale a atras atenția asupra reformării învățământului, iar reprezentantul deputaților neafiliați a cerut investiții mai mari în proiectele regionale. Replica premierului Dacian Cioloș nu s-a lăsat așteptată. Când domnul Dragnea îmi spune că nu înțelege româna pe care o vorbesc, nu știu, probabil, eu nu vorbesc și nici nu vreau să învăț limba română a demagogiei,
a populismului, spune lucruri doar de dragul de a da bine. Spuneați că creșterea asta economică nu se vede în buzunarele oamenilor. Poate nu se vede încă în buzunarele oamenilor, chiar dacă vă spuneam de o creștere a veniturilor cu 12%. Dar poate problema este că această creștere anul acesta nu s-a văzut nici în buzunarele clientelei politice. Și probabil că asta afectează mai mult. Și limba aceasta română, probabil că nu știu și nici nu vreau să o învăț. Premierul și-a asumat lipsa de comunicare a cabinetului său, dar a precizat că preferă să lucreze decât să vorbească. La final, premierul a ținut să precizeze încă o dată că nu intenționează să crească vreo taxă sau vreun impozit și nici să scadă pensiile sau salariile.